Următorul invitat, Daniel Lazar. Mamă! M-am bucurat foarte mult când l-am văzut pe Lazar, pentru că e un om pe care îl apreciez. Chiar pentru mine este fascinant. Este o capacitate din punct de vedere muzical. M-am cunoscut cu Daniel Lazar la sugestia unui prieten. Ne-a spus, du-te, fă o piesă cu băiatul ăsta, e un tip de calitate. Ne-am dus, am râs, am constatat într-un sfert de oră că seamănăm foarte mult ca oameni. Suntem la fel de demenți, la fel de tâmpiți. Nu pot decât să mă bucur de faptul că lucrează cu noi. Bună seara tuturor, mă numesc Daniel Lazar și dacă pentru unii sunt ăla cu voce de popă, de la Paraziții, pentru alții sunt ăla care cântă cu toți, ăla care n-apare la TV, ăla pe care nu-l știe nimeni, ăla pe care îl cunoașteți, dar nu știți de unde să-l luați, ăla care din seara asta nu o să mai fie prieten cu Chelu, ăla despre care Bendeac v-a spus, bă, dar cine e ăsta până la urmă, ăla pentru care Delia v-a schimbat titlul melodiei 2 în 1, în 2 cu 1. Știu că v-a sunat un pic a poștă asta cu 2 cu 1, dar mă refeream fix la componența jurului Ai Umor. Doi bărbați și o depresivă cheală cu nume de Arhanghel. S-a luat frumos, s-a luat frumos. Și cum în majoritatea emisiunilor de audiență trebuie să existe și un caz social, am să încep cu o veste tristă. Mihai Bendeac trăiește. Și asta doar pentru că Chelu îi permite. Mulțumesc sponsorului meu. Așa a hotărât. Da. După ce secția de strungărie de la electroaparataj a fost demolată, Mihai Bendeac s-a făcut actor. Bani din cer se numește una dintre realizările domniei sale. Hai, mă, aplaudați, că și la spectacol ați făcut la fel. Mă rog, după ce am văzut spectacol, am înțeles cu lux de amănunte replica marelui Dinică. Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. V-ați gândit vreodată care este elementul comun dintre Bendeac și Chelu? Există ceva ce îi leagă mai strâns decât contractul cu emisiunea Ai Umor. Mai strâns decât sfoara pe jambon. Legătura aceasta este o simfonie de bucle. O simfonie de bucle pusă la mijloc, în ciuda cheliilor de la periferie. Această carmangerie plină de bunătăți ce răspunde la numele de Matache. Această gogoașă glazurată, în altă culoare și cu glas de prepeliță fumătoare. Ce vorbești, mă? Prepeliță fumătoare. Această gogoașă glazurată. Da, Delia, tu care fugi de maternitate ca Bendeac de faimă. Să-ți dea bunul Dumnezeu. Hai, să nu ne lăsăm intimidați. Băi, mă, ți-i junghea, mă, nenorociți. Bă, că e primul roast. Delia, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate pentru clipul de la piesa 1, 2, 3, 4. De la Oana Sârbu în liceenii și Anca Țurcașiu în Miș Litoral, zău dacă mai exista ceva să inspire generațiile de adolescenți. A fost așa, ca o mână de aer proaspăt pentru puberi. Dar fiind o doamnă măritată cu situație, noi restul nu putem decât să ne punem pofta în... Cui! Bine! Nu-i așa, frate? Da. Sunt prieten cu Chelu de pe vremea de când era extrem de bun în ceea ce făcea. Între timp, mi-a rămas un bun prieten. Asta ar merita niște aplauze, nu fiți gârciți, haideți! Da. Țin minte că fratele meu, Chelu, s-a bucurat foarte mult când s-a suspendat emisiunea X Factor, pentru ca mai apoi iar să se bucure că s-a suspendat și The Four. Bravo, frate, la tine totul se termină cu suspendare, a? Să sperăm. Hai că ești tare.
Ești forță! Forță! Executarea nu e punctul meu forte, deci jur. Apropo, are cineva idee de ce și-a făcut chelul casă din lemn? Nu? Ca la cărămidă și betoane nu se folosesc așa multe cuie, mă. Am ratat aici. A cui a fost râsul ăsta de trabant? Seamănă cu copos așa la râs. Știi ce mă fascinează pe mine la copos? Copos. Copos. Zâmbetul, grimasa pe care o face când zâmbește, când râde. Arată de parcă Nicolae Guță i-ar fi rudă de gradul 1. Dacă ar... N-a fost vorba despre mine, a zis de copos. Copos e altcineva. Copos. Da, vezi, e nevoie. Dacă ar fi avut mustața puțin mai mare și mai deasă, jurai că Vali Vigeli a fost poștaș în tinerețe. Dacă vă întrebați cum am ajuns să cânt featuring-uri cu Paraziții, am colaborat la câteva piese cu Chelu pentru că el își dorea foarte mult ca la un moment dat să facă și muzică. Știți că el își scrie de cele mai multe ori singur versurile, motiv pentru care sunt și piese care n-au succes. Însă poate face și lucruri extraordinare, cum ar fi, nu știu ce exemplu să dau, cafeaua, spre exemplu. Da. Uneori, privindu-l așa, voi n-aveți senzația așa că uneori chiar seamănă cu Hristos? Nu? Hai mă, că și el și Chelu au cuie în mână. Dom'le, există un fir epic în acest rost. Da. Te uiți cu dușmănie la mine. A, zi, 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 zi. Hai că știu. Deci fiți atenți aici. Chelu este un om generos. El este întotdeauna lângă tine atunci când ești în... De regulă tot el e și cel care te-a băgat acolo. Până la gât. Asta e că am scos hârtia de la freca. Da. Eu, fratele Lazar, te admir pentru sensibilitatea ta aparte. Mai ții minte când ne-am uitat la Happy Feet? Atunci ții minte că te-am văzut spart de plâns și mi-ai spus, uite frate, nici în filmul ăsta n-a jucat Bendeac. Eu ți-am zis atunci că nu orice ceapă ajunge la lea, dar tu ce ai zis? Bendeac e fratele meu? Chiar dacă a pierdut castingul pentru James Bond, pentru că la testul IQ a ieșit sub 007. Acum pot să mă bucur. Bă, tu te bucuri, dar n-ai zis tu că Bendeac este excepția care confirmă toată regula? Atunci când toți bărbații ignoră personajul masculin din filmele porno, el nu și nu? Hai mă, recunoaște că tu ai zis așa. Recunosc. Și ai mai fi zis mai multe, dar n-ai mai avut cui. Recunosc. Oh, ce fin! În fine. Îmi pare bine să te cunosc, excelent. Dar cum mai știi tu, Daniela? Adică ți-a mai povestit Chelu, Delu, știi de undeva? Sau a fost... Bă, nu, l-am văzut, cred că într-un clip. Dar nu, când am auzit numele, nu. În fine. În urma acestei apariții, merită să devină mai cunoscut. Pentru că l-a preocupat. Acum ceva vreme l-am întrebat pe Ombladon. Eram și eu curios cum de-a făcut Ombladon trupă cu Chelu. Și mi-a zis că, bă, eu am vrut dansatoare, dar n-am avut buget de mai mult. Îi salut pe Ombladon și Freaca. Să știți așa de la mine că ei sunt adevărații eroi de la 20 CM Records. Și ca să-l citez pe bătrânul filozof Tricomonas, nu te dor, frate, hemoroizii decât ai stat în spatele lor? Nu de alta, că dacă nu era emisiunea asta, rămâneai fix ca mine, acasă. Hai! Facem pace? Da, facem pace. Oricum ar fi, să știi că eu voi fi mereu alături de tine, voi fi mereu fratele tău, același Lazar, vorba aia cui pe cui să scoate. Cred că sunt prieteni foarte buni pentru că mi s-a părut că, cum să zic, glumele erau extrem de curajoase în ceea ce privește pe el. Și cred că genul ăsta de glume, dacă ar fi fost făcute de altcineva, n-ar fi fost primite cu atâta... Știi?
Eu sunt Daniel Lazar și dacă v-a plăcut roast-ul meu imbecil, să știți că am învățat de la cel mai bun. Mulțumesc, Dan Badea! Poți să știi că pentru o casnică a fost foarte bine. Mulțumesc mult! După toți oamenii care au venit în seara asta pentru roast, eu zic că Daniel Lazar este pe podium.